Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român și Uniunea Arhitecților din România organizează concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta țara noastră la cea de-a cincea ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură, la Biennale di Veneția. Concursul public de creație este deschis participării autorilor individuali sau reuniți în colective ori organizații non-guvernamentale de profil și se va desfășura în perioada 28 mai-27 noiembrie 2016. Proiectul care va fi selectat și va reprezenta țara noastră la Biennale di Veneția în 2016, la secțiunea participări naționale, se va realiza în două spații expoziționale, Pavilionul României din Giardini de la Biennale și noua galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Tema din acest an, Reporting from the Front, anunțată de către directorul artistic a celei de-a 15-a ediții, Alejandro Aravena, își propune să arate publicului lupta pe care o duce arhitectura pentru îmbunătățirea calității construcțiilor, implicit a vieții oamenilor. Candidații sunt invitați să exploreze noi frontiere înainte să lumineze vitalitatea arhitecturii și să lupte contra resemnării. Tema care va circumscrie conceptele de amenajare ale celor două expoziții românești este From Green to More Green, mai exact o traiectorie de la verdele gospodăriei românești, prin perioada gri a industrializării socialiste, la actualitatea verde a energiilor regenerabile și nepoluante. Tema propusă de Comitetul Român al Bienalei se racordează la viziunea angajată de Alejandro Aravena, dar va prilejui exprimarea modului în care etosul, în sens larg, dar și paradoxal, al societății globalizate contemporane, amprentează arhitectura din România prin proiecte și lucrări care reflectă totodată reperele culturale ale mediului construit și ale comunităților și nevoia de a ieși din tipare. Înscrierea la concurs se va realiza fără taxă prin depunerea documentației la sediul Uniunii Arhitecților din România până pe data de 20 ianuarie 2016. Per primi noi studiosi coinvolti in questo progetto ci sentiamo nemici delle chiese brutte e ambasciatori di un'istanza che è quella di persone che credenti o non credenti vogliono trovare nello spazio di una chiesa un luogo accogliente ma anche un luogo agganciato al presente, non un luogo nostalgico, non un luogo in cui la devozione sia spicciola, sia legata ad un'iconografia trita e popolare ma nel senso più deteriore del termine. Non a caso in mostra presentiamo dei casi che il grande pubblico non